Cal și astăzi, nu-i așa? Da. 80% din viața acestei planete a fost fără gheață. Deci 80% din viață fără gheață. Respectiv cu apă doar în formă lichidă și bineînțeles mai cald decât azi. Noi suntem acum într-o interglaciațiune care însă are în continuare ceva gheață, ceva destul de multă gheață. Normal ar fi trebuit să ne răcim, să continuăm, să mergem spre o nouă glaciațiune, de vreo 2 milioane de ani, cam așa o jucăm, odată la 40, respectiv la 100 de mii de ani, sunt două patternuri, care fac ca să ne răcim, să ne încălzim, dar să păstrăm ceva gheață și când ne încălzim. De vreo 2 milioane de ani, cum spuneam. Însă, se pare că lucrurile se schimbă din cauza noastră, a, să spunem așa, antropocenului, această perioadă geologică determinată sau influențată de prezența omului, face să se schimbe destul de mult acest pattern, să se schimbe aspectul climatologic al Pământului. Da, 97% dintre climatologi, și mă refer la oameni de știință care studiază clima, sunt convinși că modificările climaterice actuale au origine antropică, adică sunt create de om. 3% dintre oamenii de știință, probabil și un pensionar, probabil și oameni de știință interesați, fiindcă există și interes în acest sens, nu cred asta și din potrivă spun că ar fi fost, e normal să ne încălzim. Doar 40% din om obișnuit de pe stradă crede însă că modificările climaterice sunt din cauza noastră, antropologice. În consecință, trebuie să ne informăm mai mult și asta fac și eu. Da, ne încălzim din cauze antropologice, da, Pământul a avut doar 80% din timpul lui fără gheață și doar 20% cu gheață. Gheața a fost undeva la sfârșitul Carboniferului acum 300 de milioane de ani. Gheața a fost acum 560 de milioane de ani, atunci când Pământul a fost un bulgăre de zăpadă. Atunci când natura a avut ca prevalență biotopul sau partea verde sau partea autotrofă, generatoare de oxigen, consumatoare de dioxid de carbon. De asemenea, de 2 milioane de ani Arctica este formată, de 30 de milioane de ani Antarctica este formată, deci să spunem că ultimele 10 de milioane de ani Pământul a fost din nou rece și ar fi trebuit să fie în continuare, probabil că se va topi. În orice caz, cele mai optimiste previziuni adaugă un metru la sfârșitul secolului ca nivel al mării, un metru care deja începe să pună probleme stațiunii Mamaia, pune probleme serioase multor orașe port care s-au dezvoltat, fiindcă asta este zona asta de ecosistem de trecere între uscat și apă, înseamnă și din punct de vedere al biotei și din punct de vedere al biotei antropogene, adică a omului, înseamnă fără doar și poate un avantaj. Și foarte multe orașe sunt orașe port. New York-ul va fi afectat, vor fi deja furtuni care ridică nivelul apei, când bate estul, ridică nivelul apei destul de mult în apele interioare ale metropolei, celebrei metropole. De asemenea, nu mai vorbim de Veneția, care are mari, foarte mari probleme de supraviețuire, de existență, datorită modificărilor climaterice. Da, suntem în situația de a influența mediul destul de mult și influențăm mediul prin prisma a doi factori. Firește, direct, prin producerea noi, de către noi, directă a bioxidului de carbon, este importantă, dar mai mult este producerea indirectă de bioxid de carbon, care își are ca origine, în special, dieta noastră, respectiv, carnea roșie, carnea de rumegătoare, este o sursă importantă de creștere a emisiilor de gaze carbonice. De ce? Din cauza faptului că dacă acum 10.000 de ani 97% din fauna vertebratelor terestre era reprezentată de animale sălbatice, 97%, acum situația este absolut inversată. Doar 3% din biota vertebratelor terestre este reprezentată de animale sălbatice, 20% de factorul uman, deci biomasa umană, acele 7 miliarde de persoane de care trăiesc pe acest pământ, iar restul, peste 75%, 77% iar de biota reprezentată de hrana noastră.
Da, o specie lacomă, mare consumatoare de carne, face ca 77% dintre vertebratele terestre să fie hrana noastră și dintre acestea, aproape 50% vite, animale rumegătoare, animale producătoare de gaze cu efect de seră și mă refer la bioxid de carbon, dar mai ales la metan. Sunt gaze de eructație bazate pe tipul lor particular de digestie prin care ingesta respectiv iarba, da, baza vegetală, intră într-o stare de fermentație, acizii sunt folosiți, însă gazele rezultate din fermentație sunt eliminate în cantități destul de mari și care contribuie într-o măsură destul de importantă la efectul de seră. O soluție ar fi să ne orientăm dieta spre o sursă proteică neerbivor-rumegătoare, adică sau dacă este erbivoră nerumegătoare, asta ar însemna, din punct de vedere al impactului carbonic, cel puțin o treime reducere a emisiilor de carbon, cu mult peste emisiile care sunt cauzate de tot ceea ce înseamnă transporturi la un loc, de la transporturile terestre, la transporturile individuale, până la transporturile marine navale. Ăsta este motivul pentru care, da, 97% din climatologi consideră că încălzirea este din cauze antropologice, doar 40% din omul obișnuit crede acest lucru. Ăsta este motivul pentru care eu insist, vă transmit această informație, vă las să judecați, să gândiți, să reflectați dumneavoastră.